Astăzi, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, a avut loc o întâlnire a președintelui instituției Mircea Ioan Moloț cu mai mulți reprezentanți, printre care și europarlamentarii Norica Nicolai și Iuliu Winkler. Discuțiile purtate s-au referit la atragerea de fonduri europene, având în vedere că perioada 2014-2020 este ultima în care se vor mai putea atrage finanțări externe pentru dezvoltarea României. Dacă până acum s-a marjat pe dezvoltarea mediului rural, președintele Consiliului Județean Hunedoara este de părere că a sosit momentul ca viitoarele finanțări să vină în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii. 8.000 și ceva de firme sunt eligibile. Jumătate din ele, dacă ar accesa fonduri europene, ar crea vreo 33.000 de locuri de muncă, cât ar, fără ca să mai ocupe și asta mă omoară. Văd câmpia asta puțină care o avem noi pe malul Străiului și pe malul Mureșului, ocupată cu așa zis investitori, în loc să fie lăsată pentru agricultură, că mai mult produce în timp, da, asta este altceva. Și atunci cred eu că micii întreprinzători, care deja au fiecare pe la ei, pe la casă, și fiecare și-a făcut câte ceva, trebuie să fie sprijiniți. Consiliul Județean Hunedoara a reușit să acceseze în perioada 2007-2012 peste 540 de milioane de lei din fonduri europene, clasându-se la nivel național pe locul 2 după Dâmbovița, cu 550 de milioane de lei. De asemenea, județul Hunedoara ocupă și un loc întâi în regiunea de vest. Mi-aș fi dorit și mi-ar fi plăcut ca subiectul central al campaniei electorale în județul Hunedoara, spre exemplu, să fie fondurile europene, să fie proiectele de modernizare, să fie lupta de idei și de proiecte care să poată fi finanțate din fondurile europene. Ce înseamnă anul 2012 pentru fondurile europene? Ce se întâmplă la Bruxelles în acest an 2012? Și v-aș spune faptul că 2012 este anul în care la Bruxelles deja este o luptă acerbă atât în Parlamentul European, cât și în Comisia Europeană și în Consiliu, asupra a trei proiecte. Proiectele la care se referă europarlamentarul Iuliu Winkler sunt referitoare la noua politică agricolă comună, la cea de coeziune și a bugetului pentru perioada 2014-2020. Dacă vă uitați pe gradul de absorție a fondurilor europene în România, veți vedea că Hunedoara este singurul județ care a absorbit fonduri europene și este condus de un liberal. Restul, Dâmbovița, Suceava, sunt județe conduse de președinți de consilii județene PDL, care au fost intens ajutați să acceseze aceste fonduri. De aceea am și apreciat faptul că Mircea Moloț a reușit să acceseze aceste fonduri, pentru că el n-a avut niciun fel de susținere de la guvern. A făcut-o prin capacitatea proprie a Consiliului Județean. Sper că actualul guvern și noi în următorul mandat de guvernare să creăm niște reguli foarte clare, să nu mai privilegiem partizanatul politic în distribuirea unor fonduri europene. Iuliu Winkler, Norica Nicolai și Mircea Ioan Moloț sunt de părere că singura soluție a României este absorpția fondurilor europene, nu cea de a împovăra națiunea cu și mai multe împrumuturi.